Mergem puțin până la petrecerea după plajă. Da, mersi, nu mergem nicăieri. Nu stăm mult. Ți-am luat o bruză dacă ți-e frig și ți-am făcut un sandwich. Pentru mine? Mulțumesc, nu trebuia. Ne merg, Nicula, reziți noi în casă. Știi ce i-a zis? Deci unde erai? Unde era? Unde erai? Ce făceai? Eram în baie, mâncam. Ce trebuia să fac? Vreau să-mi vin să te ajut. Și să facem o familie. O să fii mai fericit atunci de dragă. Ești unde simțit. Și despre ce vi se vorbește? Ăla în care ajungi tu mare DJ și o să vină unul să te umple de bani? Mare vis. Te gândești la prieteni, te întreb care o să rămână. Vorba e putea să-i numeri pe degetele de la o mână. Și parcă nici cu cei care au rămas nu e o relație așa bună. Și te trezești super aiurea ca un pirs în limba română. Când a plecat Andrei la Bienală. Așa. Dar știi ce e un căcat mai bine? Hai de Iri, spune dacă ai început. Eu sunt vecina. Și ar trebui să-mi fie care noapte. Acum ați spus că până la mine să mă arăt și să-mi plec și pe mă întorc. Da, păi și dacă vine... Ce faci, mă? Ce faci, mă, gurele? Plecam cu real, hai mă. Unde plecați să stai, mă? Avem ceva. Stai, mă, gurele, 5 minute. Ia uite ce-ai făcut. Mi s-a părut mie să o terminam foarte repede. Nu dau seama. Nu, nu chiar, adică... Pot să termin și mai repede, dar m-am gândit să mă mișc mai încet ca să-mi vezi și tu. Dar ce-ai făcut? Ai rezolvat? Da, nu. Cum? L-au păcărit Daniel și Paul. Deci a mers. Stai liniștit! Hai mă! Băi, vorbește de la voi, ce că trezește toată lumea. Te rog eu. Ce vrei? Niște bani. Tu vorbești serios? Da. Stai un pic, cât vrei? Cât ai?